Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Astăzi am să vă spun concluzia. Concluzia semi-izolării, fiindcă timp de două luni am testat această posibilitate de a izola reginele pe trei rame. Și corect este să spunem exact ce s-a întâmplat. Aici avem un roi rămas, a mai rămas o 4 rame de albine din stupul acela care era full de albine, deci era plin de albine. Și ai pierdut o colonie puternică datorită semi-izolării. Și ce se întâmplă? Izolând matca pe 3 rame, de fapt, nu izolezi matca pe 3 rame, ci izolezi toată colonia pe 3 rame, fiindcă Gratia Hahnemann, de fapt, îi dă impresia că nu mai are matca spațiu în stup. După ce am cercetat un pic prin străinătate, prin țară, de fapt, izolarea reginei este o mare greșeală. Ei trebuie să-i dai atât cât poate duce. Câte rame poate duce și să nu simtă deloc înghesuiala și tot timpul să aibă la dispoziție spațiul de oată. În momentul în care spațiul de oată a dispărut, va intra în friguri, indiferent de calitatea reginei, fiindcă anul trecut undeva la 90% din regine au fost făcute prin transvazare. Și atunci s-a întâmplat acest lucru de erau selectate din cele mai bune regine ale mele, care nu roiseră. Și iată, izolând matca pe 3 rame, s-a întâmplat acest lucru, ca din 50 de colonii, 40 să intre în friguri. Și dacă nu interveneam urgent, era un mic dezastru, pierdeam stupina, pur și simplu, fiindcă în momentul în care rămâi cu 3-4 rame de albine dintr-o colonie cu 18, nu poți să spui că este un câștig. Deci, cei care doriți să izolați mărcile, indiferent de cum doriți dumneavoastră, nu mai faceți acest lucru. Mai bine, lăsați-le loc cât vor ele, iar în momentul în care au intrat în friguri și ați observat acest lucru, faceți imediat un roi cu matca bătrână și rămâneți cu albina cu legătoare în stup, astfel puteți obține ceva miere în caz că v-a intrat în friguri. E vorba pentru cei începători, cei experimentați nu fac această greșeală. Deci, cam asta este concluzia, semi-izolarea măcii este o mare rateu și o mare greșeală din partea mea. Așa este corect să știți, am încercat două luni de zile, ăsta este rezultatul. Bun, acum o să merg la câteva colonii care le-am dat spațiu suficient și să văd dacă spațiul a rezolvat problema. Dacă totul este în regulă. Aici avem o botcă mare care are cam 4 zile. Nu mișcăm în a 11-a zi botca în niciun caz. Poate larva să moară imediat, fiindcă ea atunci se sucește în botcă, își schimbă poziția în 11-a zi și nu atingem de rame în acea zi. Așa că nu o să mai umblăm prin aceste rame, le mai lăsăm 10 zile. Bun, până la următorul film, numai bine! Mm-hmm.